Când a terminat de spus toate aceste cuvinte în auzul poporului. Iubiți credincioși, Evanghelia și lecturile din această duminică a noua de peste an ne vorbesc despre puterea cuvântului, despre puterea acelui cuvânt care vine de la Dumnezeu, acel cuvânt care grăiește adevărul, acel cuvânt care vindecă, acel cuvânt care ne mântuiește. Un cuvânt care e menit să ajungă la toate neamurile, să ajungă la toți oamenii. Cu câteva luni în urmă s-a încheiat în Timorul de Est, în arhipelagul indonezian, anul jubiliar care amintea cei 500 de ani de la evangelizare. Cuvântul lui Hristos a ajuns, am putea spune, până la capătul lumii, pentru că ne aflăm un pic la extrema cealaltă a lumii, a ajuns, a fost anunțat, a fost primit și a transformat. Vorbind de multe ori cu oamenii de acolo despre acest timp al evangelizării, dar mai ales despre începuturile evangelizării, am fost surprins să aud despre religiozitatea acelui popor, un popor care credea în Dumnezeu, care avea o idee despre Dumnezeu, dar în care în momentul evangelizării, în momentul în care cuvântul a ajuns la ei, au descoperit că acest Dumnezeu este un Dumnezeu Tată, un Dumnezeu care se îngrijește de poporul Său. Iată, la începutul acestei sfinte liturghii, noi am început în rugăciunea zilei cu aceste cuvinte. Dumnezeu care în providența Sa le orânduiește toate spre binele nostru. Acest gând al unui Dumnezeu care e prezent, care se îngrijește de noi, care vrea binele nostru, ne deschide pentru a putea asculta cuvântul Său. Dacă un cuvânt ne vine de la o persoană de care ne temem, dacă un cuvânt ne vine de la o persoană în care nu avem încredere, sau care nu este importantă pentru noi, ce efect are asupra noastră? Să încercăm să ne punem în diferite situații cu care ne întâlnim în viață. Auzim atâtea cuvinte și la un moment dat spunem, m-am săturat de atâtea cuvinte, nu mai am încredere în atâtea cuvinte. Și totuși, astăzi suntem chemați să redescoprim importanța cuvântului, al acelui cuvânt care vine de la Dumnezeu, care în providența Sa le orânduiește toate spre binele nostru, spre mântuirea noastră, spre vindecarea noastră, spre eliberarea noastră, un cuvânt al adevărului. Dumnezeu, în providența Sa, are grijă de poporul Său. Iisus a spus, a terminat de spus toate aceste cuvinte. Ce cuvânt a terminat Iisus de spus? Suntem în capitolul 7 al Evangheliei după Sfântul Luca. Vine imediat după capitolul în care Iisus vorbește despre fericiri, în care le vorbește celor care îl urmează despre milostivire, despre a deveni milostivi asemenea Tatălui, despre a ierta, despre a dărui. Acesta este cuvântul Mântuitorului, cuvântul vieții, acel cuvânt care vindecă. Acest cuvânt a fost adresat poporului. Poporului pentru care Iisus a venit, poporului care era ales al lui Dumnezeu. Și când a terminat de spus aceste cuvinte, iată, vedem, acest cuvânt nu poate rămânea în mijlocul poporului ales. Acest cuvânt trebuie să ajungă
la ceilalți, pentru că nu este străin în lumea aceasta care să nu aibă nevoie să asculte acest cuvânt, cum ne spune prima lectură. Cu timpul, toți ascultă acest cuvânt. E adevărat că acest timp poate fi mai îndelung sau mai aproape. Cei din arhipelagul indonezian au așteptat mulți ani până când acest cuvânt a ajuns. Dar în momentul în care cuvântul a ajuns, le-a dezvăluit cine este Dumnezeu Tatăl. Le-a dezvăluit identitatea lor ca fii ai Tatălui. Le-a descoperit misiunea lor de a fi milostivi asemenea Tatălui, de a anunța mai departe acest cuvânt. Auzind despre Iisus, noi auzim despre Iisus, despre ceea ce face El. Și din auzite în auzite, Dumnezeu ajunge la toți, mai devreme sau mai târziu. Din auzite în auzite, Dumnezeu se întoarce și la noi, cei care am fost deja aleși, cei care ne simțim și noi uneori străini, înstrăinați de Dumnezeu. Ne simțim în afara acelui plan al providenței, nu ne mai regăsim în acel context în care știm că Dumnezeu ne vrea binele, că le orânduiește toate spre binele nostru, în care ne lăsăm înstrăinați poate de alte gânduri, de alte propuneri și ne îndepărtăm înstrăinați. Cuvântul Tatălui nu ne mai atinge, nu ne mai atinge inima. Mergând într-o zi cu unul dintre preoții de acolo din Timor pentru a alege un vin pentru o zi de sărbătoare, am gustat 2-3 pahare din diferite vinuri și le întreb Natalino: părinte, cum e vinul ăsta? Spune: părinte, vinul ăsta n-ajunge la inimă, îmi spune el. Vinul bun, cuvântul bun, trebuie să ajungă la inimă. Dar ajunge la inimă acest cuvânt în momentul în care știm că El vine de la Tatăl, știm că vine de la acel Dumnezeu care în providența sa le-a rânduit toate spre binele nostru. Și atunci ne regăsim în planul Său, ne regăsim ca fii ai Săi, ca popor ales al Său. Să nu lăsăm așadar ca alte cuvinte, alt anunț să ne îndepărteze de Domnul, dar să ne întoarcem. Și uneori ne întoarcem pentru că rămânem dezamăgiți de multe alte cuvinte. Și Evanghelia de astăzi ne reamintește, acest cuvânt este cuvânt al adevărului, cuvânt care vindecă. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, sub acoperișul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Repetăm în fiecare duminică, la fiecare sfântă liturghie, aceste cuvinte, pentru ca acest cuvânt dătător de viață, acest cuvânt care transformă, care vine de la Dumnezeu, să ne poată atinge, să ne poată transforma. E nevoie să ne simțim umili, să ne recunoaștem limitele, să recunoaștem situația noastră de nevrednicie, nu suntem vrednici. Și totuși, un tată are copii pe care îi iubește, indiferent că sunt vrednici sau nevrednici. Dar copiii, în momentul în care se recunosc nevrednici, altfel pot primi cuvântul Tatălui. Altfel se deschid în fața acestui cuvânt. Iubiți credincioși, să dăm o mai mare importanță cuvântului, să ne lăsăm atinși de acest cuvânt, în inimă, cum acolo unde atinge și vinul bun și lucrurile bune. Să ne lăsăm conduși de acest cuvânt în anul milostivirii pentru a deveni asemenea Tatălui.
pentru a anunța la rândul nostru providența lui Dumnezeu, bunătatea sa. Acest anunț ne vindecă pe noi, ne mântuiește pe noi, dar în același timp trebuie să ajungă la ceilalți. Nu ne așteptăm ca să ajungă la celălalt capăt al lumii, dar ne așteptăm ca acest cuvânt să ajungă la cei din jurul nostru. Un cuvânt al adevărului, un cuvânt adevărat care are puterea de a elibera, de a vindeca, de a ne aduce mântuirea. Amin.